Hello, hello. Bună, ce fac, Bianca? Băgați-vă, bă, sub scară. Băi, luați-vă o cameră, bă. O, bă, să-i încet. Emanuel, ia-ți o cameră, te rog, e frumos. De obicei ăla e loc, bă, dacă aici. Sub scări. Nu. Sări, a? Cum ești? Îmi plictisit de tot aici. Dar de tot. Ce faci? Bine, te așteptam. Pe Instagram. Mm. Ce nebunatică ești, dar-mi place. Dar ți-am zis. Eu nu se fă așa gelos, nu-mi pasă. Eu chiar nu știu. Nu știu. Ți-am dat-o. Nu s-a plăcut, da? Faza cu Ionu și cu Larisa. Bine, nici așa. Adică dacă după aia noi suntem serioși, ne place cu după aia unul pe altul. Măi, dacă ești serios, este altceva. Poți să duci un club să distrezi. Dar poți să te duci și tu să dansezi, să faci așa bine, fără twerk-uri și din alea după aia, dacă e... Că știi cum e ideea, că voi fetele sunteți cum ești, dar băieții... Ha! Uite, dar depinde de mine. Depinde de tine, să ai tu putere, știi? Că până la urmă depinde de femeie, dacă vrea sau nu. Bărbații încearcă, nu? Dacă noi nu-i cunoștem atât de bine și nu știu atât de bine, dar și mi-mi place să mă pun, aia zic, în musca Ionuț. Eu nu zic chestiile. Mm. Înțelegi? Mm-hmm. Ah! Mm. Îmi place atributul tău așa, American Girl. Așa puțin. Nu? Dar cum dai și tu duciul ăsta jos? De ce? Mm? De ce? Așa, că prea mult ții. Prea mult luciu? Da, prea mult luciu. De ce? Nu-ți face bine la buze. Ce să nu fac bine la buze? Nu, nu trebuie atâta. De ce? Nu trebuie. Trebuie să mai dau primit? Da, da, să mai lași din el. De nu ce? Mai trebuie. Ca așa, vrei să te dau jos? Încă nu pot să mi dai jos. Atunci îți dau fond de ten. Îți promit că eu încerc să mă schimb și dacă îți convine cum o să fiu eu, o să continuăm, dar dacă nu, te rog frumos să-mi spui. Tu nu, tu de greșit n-ai. La următoarea dată îți promit eu că o să plec în competiție chiar dacă nu sunt ok, dar te rog frumos, dar te rog frumos să nu te ceri, da? Tu meriți încă să mai stai în casă. Nu. O să vedem cum o să fie tot. Ok, dar dacă se mai întâmplă ceva, nu mai vorbești cu mine, ești ca prieten, ca nimic. Nimic. Efectiv, nu vreau să mai vorbesc cu tine. Înțelegi? Da. Orice se întâmplă. Vreau să ai grijă de tine, vreau să... Dar vreau să-mi zici. Nu, tot timpul dacă te deranjează ceva, păi vreau să-mi zici. Că o să spun. Următoarea dată promit că o să spun. Da, și nu o să mai fac nici glumițele astea cu băieții, că poate că și asta nu, te deranjează. Nu, poți să faci ce vrei tu, ce simți tu să faci. Da, asta măi, dar ce nu chiar orice simt. Dar răspund sincer, sunt chestii pe care nu pot să trec cu vederea așa ușor. Înțelegi? Dacă se mai întâmplă chestii de genul ăsta cu ce aud... Da. Îți jur că nu pot să trec peste și nu vreau să supăr pe mine, dar nu pot să trec peste. Dar nu o să mă supăr pe tine. Mie îmi pare foarte rău, chiar îmi pare rău, nu trebuia să fac asta, nu trebuia să fac asta, nu m-am... Atunci zic, sincer, cred că nici nu m-am gândit la tine. În momentul ăla nu m-am gândit la tine, eram așa pe distracție până alta și după ce ne-o chemat, am zis că nu, niciun caz. Și după aia m-am gândit eu că mi-a zis Maria că ea i-a zis la George că de fapt a dansat și am gândit, măi, oare să-i zic? Și ăla, dar nu, nimic ca și când faci ce s-a întâmplat, știi? Și am zis că nu te mai încarci și cu chestia asta, știi? Deși trebuia să zic. Dar nu să n-o faci. Da. Mai bine să nu faci decât să-mi spui. Că nu e nimic salvator dacă o faci. Da. Mm-hmm. Da, te rog frumos. Să... Nu mai puteți să-ți fac bine, măi. Am obosit. Serios, nu vreau să-ți fac rău. Că știu că eu am greșit până acum. Am greșit foarte mult. Am obosit, nu pot să mai atezi. Se jur că nu pot să mai atezi. Mai poți. Mai poți un pic. Hai că până acum tu mă făceai pe mine. Te rog eu frumos și dacă se mai întâmplă... Dar nu o să se mai întâmple, promit eu, că o să încerc să mă schimb. Am și eu 23 de ani, deja trebuie să mă schimb. Mă schimb pentru noi, că tu ai zis că suntem noi, da? Și că ți-am tot spus că am încredere în tine, numai am nicio secundă. O să-ți demonstrez eu că trebuie să ai. Măi, nu o să mai fac asta, și eu prost, nu trebuia să fac chestia asta, trebuia să-mi văd de gașca mea de fete, să dansez cu ele. Ăsta e adevăr, sau măcar trebuia să-ți fi zis. Lasă, nu m-am gândit. Dans normal, mi se prea ok, știu. Bă, eu am cum, dar eu știu cum dansez. Știu. Hai cu să încerc să te fac fericit. Da? Nu mai pot și hai că mai poți, trece și astăzi. Să te oprești cu Kinga, nu mai spune absolut un cuvânt, ai înțeles? Nu-i mai răspuns cu absolut un cuvânt. Toată lumea știe ce s-a întâmplat, nu ne pasă de ce spune așa din casă, înțelegi? Nici Nicoleta, nici nimeni, înțelegi?
Nu ne pasă. Tu știu oamenii ce s-a întâmplat, am explicat ce s-a întâmplat, la revedere. Și cum, ce fel de iubiță ai avut? Că acum sunt curios. Că dacă vreau să știu, dacă eu n-am nicio gară, adică nu... Nicio gară? Înseamnă că nu mă asemăn cu ei. Că așa îmi imaginez. Știi cum îmi imaginez un gagic de-al tău? Cum? Ce voi? Nu, așa îți imaginez? Da. Ce fel de iubiți ai avut? A fost diferit. Fără să vorbim, să intrăm în detalii, dar la aspect. Diferiți. Nu se semănă nimeni cu altul, da? Dar cum îți plăceau așa, sufletii, sau mai așa, mai nebun, mai nervoși? A, bine, de fapt mi-ai zis că ai avut așa, tot așa, relații toxice și îmi plăță cum nu ți-o mers bine. N-ai avut noroc la bărbați, a? Bine că m-am părut eu. Cine știe? Nu știu, mi se pare că ești fata care mă atrage cel mai mult din casă, jur. Și dacă mai vine altă fată? Și la aspect, și la aspect, și la tot. Sunt genul de băieți care nu-mi plac mie. Mie îmi plac băieții mai maturi. O sună ciudat asta. Da, nu cu mult mai maturi. Da, mai acceptat în anturajul tău. Dar nu. Nu cu mult mai maturi. Nu cu mult mai maturi decât mine. Dar adică în sens un comportament mai elegant. Da, sunt transpirată la micant. Mă, nimic, lasă-mă că am pudră. Nu spune că așa a rămas cu sechele. Ai, lasă că iar o spună că te sclavizez aici. Păi toată lumea din prieteni, ia uite. Dar ai spus că a fost o provocare. Nu a fost, dar îmi ferește din suflet. Și pe mine, dar te simți mândră. Asta le-am spus și eu, băi, fata și-a câștigat premiu, ce vrei. Da, nu-i nimic. Uite, îți spun sincer, la început, când apărusem și eu pe post în primele săptămâni, chiar a fost complicat. În primul rând, când luam hate de la susținătorii. La alții, știu, știi? Cunosc, adică nu pentru mine, știi, în sens pentru comportamentul meu, oarecum. Și, da, mi-e greu la început, dar după, că n-ai nimic de pierdut. Și mai ales. M-a luat durerea de cap, bine, uite, acum că am discutat și el și asta. De ce? Te simți așa reținută, știi, că mi-ai spus mie, domne, că... Da, nu, eu nu sunt deloc reținută, eu sunt foarte prietenoasă, dacă lumea mă lasă în spațiu ei... De relaționarea dintre noi, de lasă pe ceilalți. Ce voiam să întreb? Ieri, până să se spună voturile, până să spună doamna Andreea verdictul cu tine, ai spus că vreți să vorbești niște lucruri cu mine. Zis eu asta? Da? Când am zis? Până să avea doamna Andreea cutia în mână și ai spus la un moment dat că vrei să vorbești, vreau să vorbesc, să-i spun ceva lui Radu. Să-i pun niște întrebări lui Radu înainte să plecă. Te gândeai că vei pleca din emisiune, știi? Nu știu, probabil mă gândeam... A, deci ieri când eram în cameră și am zis că măcar așa să am o ultimă cameră cu Radu. Da, m-am poate sprare frate și de nervi. Hai să stăm pe canapea. Tot, frate, de tot ce se întâmplă aici. Știi ce zic? Și ce vreau să zic? Nu mai pot, frate, cum văd. Eu nu-ți m-am citat cu ele în partea altă că a văzut că ți-au ție apărarea. Și că de ce, domne, ți-au ție apărarea și eu și Sorin? A văzut că sărim pentru tine, de mă cer cu Bianca, de mă cer cu... Că dacă iau tot lui. Și ea, frate, zic, nu i-a luat apărarea, zic, dar mi se pare că are un punct de vedere bun. Auzi? Eu după ce văd și după ce aud și văd ce se întâmplă cu certurile, îți mai vine să crezi așa ceva? Nu-ți mai vine, da. Fata asta, ce fac ei? E un fake total, a spus, e un fake total. Adică, bun, știi că fata e așa de la bun început, ura și la garbă, bune. Știu, Kinga, dar știi cum ești, cum te știu eu pe tine? Tu ești genul de femeie care așa e procedat toată viața în emisiunea asta. Ai aruncat un chibrit, ai dat gata. Tu încearcă să te liniștești, că tu dacă nu te liniștești, tu o să o iei razna aici. Razna acolo. Înțeles? Doare capul. Știi ce rău mă doare? Nu mai consuma, gata, ai aruncat bățul de chibrit, lasă-i acum. Știi ce rău mă doare aici, așa? Nu mai stai să te mai cerți în fiecare zi cu Larisa, că tu o să te cerți. Da, ei încep. Nu, m-am dus la baie, pur și simplu, că nu am mai suportat să văd teatrul ăsta ieftin. Am zis că mă duc și eu până la baie până ce se termină și ei rolul, ce au acolo de discutat. Rolul. Și când m-am dat, vedeam că e gata. Și am venit și tot acolo, erau aceeași discuții. Și m-am enervat, normal. Am spus, nu, ați terminat. Bune. Adică dacă aici nu e ceva real, păi spuneți-o și mie, frate, cum să joc și eu, știi ce? Că ne aud, frate. O mai duc așa, știi, încă o lună așa. Nu înțeleg de ce eu nu-ți faci asta cu Larisa, pentru că eu am discutat cu Larisa când am avut masajul la cu Sorin și cu ea și așa aici la piscină. Și Larisa mi-a zis că nu mai vrea să se mai împace cu el, pentru că ea nu mai simte nimic pentru el și nu știu ce. Și văd că eu nu-ți cumva încearcă să tragă de ea, știi?
Dar și acum azi, n-ai văzut că azi la Risa, ce vrei să mă ții cu forța lângă tine? Astea sunt niște subiecte. Ei-ți vorbiți aniștit, nici de chestia asta, pentru subiecte. Boss, nu sunt chiar așa de fraiere, nu sunt proastă. Eu știu că se apropie gala, eu știu că pot să plec, că azi asta sunt și de liberă și spun tot ce gândesc. Asta e programat tot. De asta el nu renunță, adică pe bune. Oraș la gară, pe bune. Ce-mi place din era așa. Nu, da, așa e, nu, dar și mie de toate. Pe dacă tu vezi așa ceva, la revedere. Dacă noi doi suntem pe afară prieteni și vorbim așa în emisiune, hai zic, acum normal. Suntem prieteni și vorbim afară. Normal. Nu. Să aude după aici. Hai să vorbim afară, știi? Fii atent, noi dacă am fi prieteni, știi? Noi dacă suntem prieteni, da? Afară, vorbim, auzi, mâine așa... Da, normal, până noi ești tot, tu faci, drăiești și da. E normal că accept. Niciodată, noi tot ce am trăit, ne-am trăit aici. Da, 3 săptămâni, cât am încercat noi să ne facem o relație. Am trăit, să ne exprimăm sentimentele, noi aici am venit și ne exprimăm. Dar frate, și de multe ori...